Slăvit să fie numele Domnului! Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu viu și adevărat, avem un medic mare ce poate vindeca orice boală. Am fost bolnavă cu cervicalele, niște dureri foarte mari. Din ce în ce am început să murce în cap. Avem dureri de cap foarte mari. Săptămâna trecută am stat în pat toată săptămâna. Am avut o oră la doctor, am mers la doctor, m-a consultat, a spus că e o boală care nu se poate vindeca. Să iau doar jumătate de paracetamol și să fac masaje. Am venit acasă, întristată, cu acele dureri. Vineri seară trebuia să vin la rugăciune. Stăteam și mă gândeam, cum pot să mă duc, că mă durea groaznic. Dar am spus, Doamne, eu vin la Tine, Doamne, cu durerile pe care le am și eu vin cu credința că Tu ai să Te poți atinge de mine, Doamne. Și la rugăciune, când s-au rugat frații, mărit să fie numele Domnului, că am simțit că acum mi-ar lua cu mâna, am simțit o ușurare și din acea seară eu nu am mai avut dureri în azi. Mărit și binecuvântat să ție numele Lui, glorificat să ție numele Lui, că El este cel mai mare medic și poate vindeca ce medicii de pe pământul acesta nu poate vindeca, El poate. Mărit și binecuvântat să-i fie numele Lui. Amin.